Bună seara, sunt Iuliana Marciuc și mă bucur că vom petrece aproape o oră descoperind principalele evenimente culturale ale momentului. Mâine și poimine, la Ateneul Român, Gabriel Bebeșelea va dirija Orchestra Simfonică și Corul Filarmonicii Georgenescu, într-un spectacol de excepție despre care vă vom spune mai multe amănunte imediat. Vom vorbi și despre spectacolele Operei Naționale București cu Daniel Magdal, directorul artistic al instituției, dar și despre dans cu Virginia Negru. Nu în ultimul rând, vom vorbi despre călătoria vizuală în festivaluri de muzică clasică din lume, Festivalul Georgenescu, expoziție de fotografie ce va avea loc tot la Ateneul Român în perioada 12-21 aprilie. Începe Jurnalul Cultural. Publicul din capitală poate avea parte mâine și vineri seară de un concert cu totul special pe scena Ateneului Român, cu un invitat special, un mare actor român care îl omagiază pe Lord Byron, la bicentenarul morții importantului poet romantic. Totul se întâmplă într-un moment în care Ateneul Român tocmai a primit marca Patrimoniului European, acordată de Comisia Europeană pentru rolul semnificativ jucat în istoria și cultura Europei. Cei 200 de ani de la moartea Lordului Byron, poetul suprem al romantismului englez, sunt marcați și în România, la Ateneul Român, printr-o serie de concerte speciale și provocatoare. Concerte care aduc publicului poemul dramatic Manfred, scris de Byron și pus pe note de Robert Schumann, o poveste cu spirite despre o iubire pătimașă, lucrare ce a inaugurat chiar sala de concerte a Ateneului Român în urmă cu exact 135 de ani. Adus în prezent, Manfred este imaginat și interpretat de un mare actor român pe scena Ateneului, alături de orchestra și corul Filarmonicii Georgenescu. Merită să veniți mâine seară la Ateneul Român pentru o întâlnire extraordinară cu actorul Vlad Ivanov, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de film din România, de această dată într-o ipostază inedită de narator, alături de orchestra Filarmonicii Georgenescu. Și dacă vă grăbiți, o să mai prindeți bilete. Intrăm în liniște în sala mare a Ateneului Român ca să aflăm cum se desfășoară ultimele pregătiri la repetiția pentru Manfred și surprindem o discuție între actorul Vlad Ivanov, narator în spectacol, și Gabriel Bebeșelea, care dirijează această lucrare. După primele spirite, după prima muzică a spiritelor, acolo dacă poți să mai aștepți un pic când am împărțit în trei. Când trebuie să spui o Doamne, mie inima zdrobită, când am împărțit textul în trei, e de fapt împărțeala lui Schumann. Robert Schumann a creat prin poemul simfonic Manfred o muzică de însoțire a dramei propriu-zise scrisă de Lord Byron, o muzică gândită în interiorul piesei, care pune în valoare prezența actorului ca o adevărată muzică de teatru. Este de fapt o poveste despre o mare iubire imposibilă. Sunt foarte, foarte bucuros că sunt la a doua colaborare cu dirijorul Gabriel Bebeșelea și cu Orchestra Ateneului. Prima s-a întâmplat acum 2 ani de zile în cadrul Festivalului Georgenescu în Pergint. Și acum, iată, Manfredul lui Byron pe muzica lui Schumann. Manfred trăiește o iubire imposibilă, practic un destin implacabil pe care nu și-l acceptă. Are o forță dramatică absolut extraordinară. Asta ne-a și interesat pe Gabriel, pe Bebeșelea și pe mine, să putem să redăm publicului exact acest dramatism al personajului, această sfâșiere lăuntrică. Mă încarcă muzica asta și pentru un actor este extrem de ofertant să joace toate personajele, practic mai puțin cele care se regăsesc în partitura muzicală și care vor fi cântate de soliști din cor, dar în rest toate celelalte personaje vor fi interpretate de narator, adică de mine. Este foarte mult dramatism și plângeți atunci când interpretați. Ce este această iubire? Este iubirea pentru Astartea și practic invocă spiritele, duhurile Manfred ca să o aducă înapoi. Sigur că orice poveste romantică are un sfârșit tragic. E foarte frumos să
măcar o dată în viață să iubești cu adevărat ceva. Și e foarte frumos să și suferi din iubire. Muzica lui Schumann e una din cele mai încărcate și din cele mai apăsătoare muzici care au fost scrise vreodată. Foarte interesant este faptul că la premieră Liszt a fost cel care a dirijat lucrarea și lucrul acesta se observă în inventarea de către Liszt a poemelor simfonice. Manfredul lui Schumann a inspirat nu doar pe Liszt, ci generații și generații de compozitori care i-au urmat. Din păcate, și viața lui Byron a fost însoțită de tragedie, asemeni vieții lui Schumann, lucru pe care îl întâlnim în întreaga desfășurare a acțiunii muzicii. Vă puteți bucura de spectacolul Manfred de Robert Schumann mâine și vineri seară la Ateneul Român, în această formulă originală cu actorul Vlad Ivanov în postură de narator, alături de corul și de orchestra filarmonicii George Enescu sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea. Iar săptămâna viitoare aveți parte de Sinfonia Manfred de Tchaikovsky în oglindă, tot pe scena mare a Ateneului. Ceea ce definește o instituție de cultură ca fiind prestigioasă este chiar activitatea sa, modul cum e gândită, strategia care o ghidează pentru succes. Așa se întâmplă la Opera Națională din București, cea mai mare operă din țară, unde a devenit un obicei ca majoritatea spectacolelor să se joace cu casa închisă. Un lucru care rezumă totul. Spectacolele sunt foarte bune. Discutăm în această seară despre secretul excelenței în teatrul liric cu Daniel Magdal, tenor de excepție, și directorul artistic al Operei Naționale din București. Bună seara, bine ați venit în studioul Jurnalului Cultural. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și prima întrebare ar fi ce-i trebuie unei instituții, opera în acest caz, să reprezinte excelență în cultură? Continuitate în ceea ce face. Îi trebuie ca instituție un ansamblu extrem de bun, pe care noi avem norocul să-l avem. Îi trebuie un om care să aibă viziune, ceea ce la fel avem prin directorul nostru general, care are o viziune extraordinară și sunt foarte bucuros că fac parte din echipă cu el. Domnul Daniel Jinga. Domnul Daniel Jinga, desigur. Și o muncă permanentă. Cât contează repertoriul și cât contează spectacolele itinerante? Repertoriul este extrem de important pentru că avem nevoie de diversitate pentru a putea ține treaz interesul publicului. Ne străduim să reluăm toate spectacolele pe care le avem deja montate. Ne gândim la premiere noi care să facă parte din ceea ce ne-am propus, din programul nostru. Sigur că uneori nu e simplu, pentru că e nevoie de anumite voci, de anumite caractere pe care nu le avem întotdeauna în ansamblu, dar eu cred că ne descurcăm destul de bine. Atunci când nu le aveți, apelăm la invitați, cum e procedura în toată lumea. De multe ori și invitați de peste hotare. De multe ori și invitați de peste hotare, pentru că niciun teatru din lume nu își poate permite să acopere paleta întreagă de culoare vocală de care are nevoie o instituție de așa o anvergură. Acum este evident că cei îndrăgostiți de operă sunt publicul fidel. Ce faceți cu tineretul? Cum atrageți la operă tineretul? Cred că prin valoarea a ceea ce oferim, prin diversitatea repertoriului, încercăm să acoperim cam tot ceea ce își poate dori, zic eu, publicul. Dacă reușim sau nu, e o chestiune pe care trebuie să o vedem în continuare, dar constat la fiecare spectacol că avem extrem de mult public tânăr, ceea ce este o mare, mare bucurie. Și sigur că noi ne străduim să împrospătăm și ansamblu, să aducem colegi, cântăreți tineri, pe care să-i spun așa, să-i creștem, ca să poată duce mai departe ceea ce și noi am moștenit de la ei.
Așadar, tineri în public, tineri în distribuție. Tineri în distribuție, sigur. Este o sărbătoare continuă la noi în țară, a fost Paștele Catolic, urmează Paștele Ortodox. Am văzut în repertoriul operei Cavaleria Rusticană și Paliaci. E o strategie, bănuiesc că este un repertoriu adecvat acestei perioade, nu? Exact așa este. Sunt două spectacole care sunt emblematice pentru așa zisa perioadă veristă, care tratează subiectele anumite scene din perioada Paștelui, Cavaleria și Paliace la fel, drame, bineînțeles. La noi au parte de o montare de excepție, găsesc eu, a regretatului maestru Ioan Caramitru, cu care am avut onoare. A fost regizorul, da, din păcate, și ultima lui montare. Ultima lui montare. Și eu am avut șansa și norocul să particip la premieră. Consider că e un spectacol extrem de reușit, care îmbină tradiționalismul cu un pic de modernitate și care am constatat că place publicului întotdeauna, lăsând la o parte, desigur, muzica, care e o minune. Rămâne clasicul fantastic? Întotdeauna. L-ați cunoscut pe Ion Caramitru și în calitate de regizor, da, așa cum ne-ați spus, a fost la premieră. Cum era regizorul Ion Caramitru? Extrem de profund, extrem de fordern, se cheamă în limba germană, de puternic. Cerea foarte mult de la noi. N-a lăsat nicio clipă, nu ne-a dat voie să fim cumva neatenți, sau a știut exact ceea ce vrea, a știut să ne îndrume pe fiecare dintre noi în căutarea personajului, și a reușit să scoată, zic eu, de la toți colegii tot ceea ce a fost mai bun. Rezultatul a fost că a fost un mare succes care persistă. E o montare frumoasă, a lucrat alături de Viorica Petrovici, care a făcut scenografia și care e la fel de superbă, părerea mea, am voie să fiu subiectiv. Da, cu siguranță. Pentru că, dar mi se pare o reușită, o reușită a operei naționale, și vreau să am un prieten în Germania, director de teatru, de la un teatru mai mic, de la Würzburg, care e foarte încântat tot timpul de spectacolele teatrului. Face multă reclamă pe Facebook și spune tot timpul, că, după ce spune, spectacolul nostru este o frumusețe, o nebunie. Veniți, veniți, veniți! Așa că... Faptul că spune acest lucru și el din străinătate confirmă valoarea spectacolelor. Oricum, spectacolele sunt confirmate de prezența cu casa închisă a publicului, și mai tânăr, dar și publicul acela avid de operă. Vă vedem, vă ascultăm în Paliaci? Sigur, eu voi interpreta pe Canio, paiața principală, ca să zic așa. Dar aș mai vrea să fac un pic de scurt reclamă pentru noi, unde invit publicul cu mare drag în luna iunie, și nu numai, dar în special în luna iunie, la festivalul Bucharest Opera Festival, festival care va fi la a treia ediție și care și-a propus anul acesta, pentru că e anul aniversar Puccini, aducem numai spectacole de Puccini din toată țara, plus câțiva invitați din străinătate. Cred că va fi un eveniment extraordinar, unde publicul va avea ocazia să urmărească extrem de mulți cântăreți români, în primul rând, pentru că sunt toate teatrele din România invitate, și cred că va fi o mare bucurie pentru toată lumea, pentru că va fi aproape toată paleta componistică a lui Puccini reprezentată. Deci un repertoriu vast, și exact, înțeleg că o distribuție la fel de vastă din toată țara, dar și din străinătate. De unde vin soliștii? Va veni opera din Budapesta, cu Manon Lescaut, și opera din Seul, din Sud Corea. Mulțumim foarte mult, vă dorim Eu mult vă succes! Mulțumesc.
De la Festivalul de Film de la Cannes din 2023, Râul Ucigaș ajunge și pe ecranele din România. Un film captivant și plin de suspans, prin care regizorul Wei Shuyun readuce la viață genul neo-noir. Avanpremiera peliculei va fi prezentată în 19 aprilie la Centrul Cultural Chinez, pe 24 aprilie la Cinema Elvira Popesco și din 26 aprilie filmul intră în cinematografele din țară. Râul Ucigaș este ultima creație a regizorului chinez Wei Shuyun, un film neo-noir inspirat de farmecul filmelor clasice de suspans cu detectivi, care își poartă spectatorii printr-o terifiantă călătorie în lumea unui sat chinezesc din anii 1990. Plasat pe fundalul post-revoluției culturale din China, filmul urmărește povestea detectivului Ma Ze, interpretat magistral de Zhu Yilong, care investighează cazul înfiorător al unor crime. Deși Râul Ucigaș îmbrățișează estetica unui film noir clasic, dezvăluie sensibilitatea distinctă a poporului chinez. Iar imaginile de o frumusețe tulburătoare a peisajului rural, surprinse de Cheng Ma Ziyuan, pe film de 16 mm, amintesc de cinematografia retro-vintage, similară celei din Blade Runner. Scenariul este scris de Kang Chun-Lei și de Wei Shuyun și este o adaptare a romanului Mistake by the River, scris de Yu Hua. Râul Ucigaș poate fi vizionat în avanpremieră la București pe 19 aprilie la Centrul Cultural Chinez, de la ora 18:30, pe 24 aprilie la Cinema Elvir Popesco, iar din 26 aprilie filmul ajunge în cinematografele din întreaga țară. Și astăzi vom rupe fila de calendar pentru a afla ce personalități și ce evenimente au marcat această zi. Într-o zi de 17 aprilie din anul 1895 s-a născut Ion Vina, pe numele său adevărat Ivan Eugen Iovanache. Ion Vina a fost scriitor și a redactat împreună cu Tristan Țara și Marcel Iancu revista Simbolul. Supranumit prințul interzis de comuniști, Ion Vina a fost fără îndoială unul dintre cei mai valoroși poeți interbelici. Povestea sa de viață, de asemenea fantastică, merită astăzi toată atenția publicului cititor și creator de biografii. Pe data de 17 aprilie din anul 1916 s-a născut Magda Isanos, avocată, poetă, prozatoare și publicist română. În timpul vieții, Magda Isanos a publicat un singur volum, Poezii, în anul 1943, dar constituie una dintre figurile emblematice ale poeziei noastre. O confesiune a poetei stă scrisă astăzi pe placa memorială expusă de Muzeul Național al Literaturii Române, pe fațada casei în care a locuit în București. Stau lângă o școală primară și în fiecare zi, la amiază, văd ieșind copiii. E ca și când aș vedea venind spre mine viitorul. În această zi de 17 aprilie din anul 1920 s-a născut Stere Popescu, dansator și coregraf român de avangardă. A studiat dansul cu Floria Capsali, devenind prim solist al Operei de Stat din București în cel de-al patrulea deceniu. Stere Popescu s-a refugiat la Paris în 1965 cu ocazia participării la festivalul de dans cu piesa Ciocanul fără stăpân de Pierre Boulez. I-a acordat un interviu doamnei Monica Lovinescu. În anul 1966, în acest interviu, el a afirmat: liniștea, tăcerea, reușește să decupeze sensul mișcării, câteodată cu mult mai intens decât acompanierea sunetului. Astăzi, 17 aprilie, se împlinesc 100 de ani de la fondarea studioului de film Metro-Goldwyn-Mayer. La această dată, în anul 1924, a luat ființă celebrul studio cinematografic. MGM a fost o combinație Metro Pictures, Goldwyn Pictures și Louis B. Mayer Pictures într-o singură companie. De-a lungul timpului, corporația cu peste 175 de Oscaruri a fost reprezentată de 7 lei diferiți. Leul numit Tenor a fost folosit la toate filmele Technicolor și la filmele de animație, inclusiv la seriile Tom și Jerry. Însă Leo rămâne cel mai longeviv, fiind prezent din 1957.
Un concept actual ce își propune interacțiunea dintre arte face ca la Muzeul Național al Literaturii Române designul de bijuterii să fie pus în valoare alături de obiectele din expunerea permanentă. Monica Morariu este elementul de legătură dintre muzeu și designeri. De această dată, curatoarea ne propune o colecție de accesorii semnate de Cristina Șerbu, piese ce pot fi admirate de public până pe data de 9 mai. Muzeul Național al Literaturii Române ne-a obișnuit cu manifestări insolite. Un proiect gândit să diversifice categoriile de public se desfășoară la sediul din Nicolae Crețulescu al acestui muzeu. Ne aflăm în cadrul colecției permanente a Muzeului Național al Literaturii Române, unde deschidem o expoziție de design românesc contemporan. Este un proiect pe care îl derulăm din anul 2023. În această colecție permanentă, deoarece dorim să ne promovăm și colecția noastră și să aducem noi tipuri de vizitatori în muzeu. De această dată avem o expoziție a artistei Cristina Șerbu, care este și fondatoarea brandului Christine on the Clouds. Prezentarea unor bijuterii strecurate printre obiectele muzeale presupune și inventivitate la nivelul etalării. Curatoarea Monica Murariu propune de fiecare dată scenografii ce pun în valoare exponatele. Lucru pe care o să-l descoperiți în expoziție este că toate accesoriile ei plutesc pe nori, după cum este și titlul expoziției, cu capul în nori, deoarece artista crede că o femeie în zilele noastre trebuie să-și petreacă mai puțin timp să-și aleagă ținutele pentru că este foarte ocupată și trebuie mai mult să gândească creativ, să fie cu capul în nori. Și de aceea toate piesele ei sunt piese care pot fi purtate în diferite ocazii, și la o recepție sau un cocktail, dar și zi cu zi la birou. Și de asemenea, lucrul care este foarte important la ea, lucrurile sunt foarte, foarte delicate, are o atenție maximă la detalii și calitatea materialelor. Asta cred că este ceva ce o definește. Ideea din spatele colecției ne este prezentată chiar de către autoare. Lumea în care trăim de multe ori ne determină să ne percepem hainele ca pe niște armuri. Christine on the Clouds, brandul pe care l-am fondat, propune feminitatea ca singura formă de apărare și lejeritatea ca singura formă de protest. Grija pentru detalii, prospețimea și insolitul accesoriilor sunt prezentate în tururi ghidate, publice sau private, care atrag personalități ale vieții culturale actuale. Expoziția rămâne deschisă până pe 9 mai la sediul din Crețulescu al Muzeului Național al Literaturii Române din București. Ce-ar fi dacă am privit dansul mai aproape de poezie decât de artele vizuale sau de teatru? Fiecare mișcare, deschiderea unei lumi, a unui limbaj cu semnificație proprie. Fiecare pauză, o așteptare atentă, un spațiu încărcat de sens. Fiecare spectacol, o lucrare completă, egală cu sine, fără nevoia de a se justifica prin medierea altor arte. Proiectul No Reason to Dance a fost inițiat de Asociația PETEC alături de compania Eco Eco Dance Theater din dorința de a fructifica colaborările desfășurate de-a lungul a mai multor ani a 5 artiști din România, Republica Moldova și Irlanda de Nord. Alături de noi, la masa Jurnalului Cultural, se află Virginia Negru, una dintre inițiatoarele proiectului de cercetare coreografică No Reason to Dance. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mulțumim foarte mult că ați venit ca să ne dați mai multe amănunte despre faptul că între 20 și 29 aprilie importante nume ale dansului internațional vor lucra împreună în cadrul acestei rezidențe laborator de cercetare artistică. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Acest lucru este, de fapt, o primă etapă în crearea unui spectacol. Pentru coreograful cu care lucrăm, Steve Batz, pe care l-ați menționat, era foarte important să avem o perioadă oarecum de, chiar l-a numit un soi de compost artistic, în care ne adunăm și punem împreună energiile, ideile, corpurile și împărtășim
perspectivele noastre și cu publicul mai tânăr, cu studenții, cu profesioniști din zona dansului din Iași, și lăsăm acest lucru să stea o vreme, corespondăm și publicăm sau scriem niște materiale legate de acest proces și abia într-o a treia etapă trecem la producția unui spectacol. Deci prima etapă a rezidenței va începe sâmbătă cu o conferință susținută de Steve Batz. Foarte importantă, înțeleg, prezența acestui Steve Batz în proiect. Cunoștea proiectul înainte? Noi ne cunoșteam de foarte mult timp. Eu personal l-am cunoscut în 2006 la un festival, la Festivalul Național de Teatru de aici din București, în cadrul unui atelier. Am fost foarte impresionată. De atunci am încercat să urmăresc lucrările dumnealui. Am luat legătura, am mers la ateliere, am aflat între timp, eu fiind din Republica Moldova, că el lucrase deja și cu doi dansatori din Chișinău pe care eu îi cunoșteam și cumva am găsit foarte multe lucruri comune, am lucrat între timp și așa ne-am cunoscut. Și este importantă pentru noi anume această conferință, tocmai pentru că dânsul are o viziune asupra dansului, o teorie, un soi de filozofie a sa asupra dansului care pe noi ne-a hrănit în anii aceștia de colaborare. Și care va fi cunoscută prin intermediul acestei conferințe. Da. O surpriză a acestui eveniment performance o constituie și acest jurnal al proiectului. Un jurnal fotografic și video despre care ne puteți da amănunte? Bine, jurnalul fotografic e partea despre care eu știu mai puține pentru că se ocupă cei care au partea vizuală. Știu că noi o să contribuim și cu material scris. Noi, artiștii, o să avem niște reflecții pe parcursul laboratorului, pe parcursul rezidenței și o să împărtășim cu cei care vin cu parte de imagini și atunci o să punem împreună și o să dăm o formă. Cumva va fi partea acestei prime etape de cercetare. Da, parte consecință oarecum. Să privim pe ceilalți cum privim lucrările de artă, este titlul unui atelier din cadrul proiectului. Ce se va întâmpla în acest atelier? Acest este atelierul Alexandrei și Serghei din Chișinău. Este un atelier deschis publicului larg și, de fapt, titlul a fost o sugestie de-a mea pentru că am mai participat la un atelier de-a lor și mi s-a părut că această invitație pentru participanți e una foarte invitantă și deschide cumva multe opțiuni de mișcare și face pe cei care vor să danseze să treacă un pic peste aceste obstacole, că eu știu să mă mișc mai puțin, eu nu sunt talentat, eu n-am vârsta care trebuie, și felul în care ne invită ei să nu ne gândim la, să zicem, la neajunsurile noastre sau ce etichete punem noi dansurile, dar mai degrabă să pornim un dans de la felul în care îi privim pe ceilalți și până la urmă spațiu și mediul înconjurător. Dar apropo de public, cărui gen de public vă adresați? Noi ne dorim să ne cu spectacolul, ne dorim să ne adresăm publicului larg. Cu atelierele, în schimb, din această primă etapă, vrem mai întâi să lucrăm cu studenții, doctoranzii și profesorii, dacă au timp, de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, pentru că tocmai o parte din elaborarea teoriei de dans a lui Steve Batz este această confruntare continuă cu alți dansatori, cu alți profesioniști din zona dansului și dumnealui pe lângă această conferință va mai oferi și niște ateliere pentru a testa și a dezvolta propria teorie. Vă dorim succes în toată această perioadă, în fiecare dintre zile și sigur că da mult public. Mulțumim!
Copilăria este o lume a imaginației și a poveștilor. Din păcate însă, în era tehnologiei, pentru generațiile actuale de copii, cititul s-a transformat dintr-o plăcere într-o obligație școlară sau chiar o povară care trebuie îndeplinită. Totuși mai există proiecte care își propun, prin intermediul online-ului, să-i readucă pe cei mici în universul atât de fermecător al basmelor. Minipovești.ro este numele celui mai recent site lansat, unde copiii pot descoperi aventuri neînfricate și lecții de viață împărtășite cu blândețe și umor. Evenimentul de lansare a platformei a avut loc la librăria Humanitas din centrul vechi al capitalei. O poveste frumoasă poate schimba lumea. Este fraza de la care a pornit în fascinantul tărâm al cărților pentru copii inițiatorul proiectului minipovești.ro, Mihai Mănescu. Proiectul Minipovești e un proiect păstorit de Asociația Susțin.org și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Fără ei n-am fi putut să ducem la capăt acest proiect, care se dorește a fi unul de literație. Deoarece am constatat că există niște probleme reale în societatea noastră, mai exact, conform rezultatelor PISA 2022, 42% dintre elevii de 15 ani în România sunt analfabeți funcționali. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei știu să citească, știu să scrie, dar nu înțeleg ceea ce citesc. Lucru care, din punctul meu și al nostru de vedere, stă cumva la baza foarte multor probleme din societatea noastră de astăzi. Și atunci am zis, hai să încercăm și noi să avem o contribuție. Mihai Mănescu a venit la mine, cred că acum vreun an jumătate, cu povestea acestui proiect. Cred că și în contextul ăsta de tânăr părinte mi-a atins așa inima din prima clipă. Ne-am străduit să-l punem pe picioare, să-l finanțăm încă de pe atunci. Am găsit actualmente acest partener foarte de încredere, AFCN. A reușit să ne fie alături și le mulțumim pe această cale pentru încredere. Astăzi ne aflăm la evenimentul de lansare al proiectului, deci am reușit să-l ducem cu bun sfârșit, funcționează. Suntem entuziasmați, ne bucurăm să reușim să transmitem ceva, zicem noi, bun și sănătos generației următoare, prin care să încurajăm să vadă mai multe lucruri, să studieze mai multe lucruri, să-și aducă aminte de tradițiile noastre și să fie fericiți. La evenimentul de lansare au participat alături de autori, atât prieteni și apropiați, cât și renumiți artiști, care, prin vocile lor, se confundă în ultimele decenii cu minunata lume a copiilor, fie prin filme, fie prin desene animate, iar acum prin poveștile audio, care prind viață pe platforma proaspăt apărută. Această platformă Mini Povești va oferi în fiecare săptămână câte o poveste scurtă pentru copii în mai multe formate, text și audio, citite de actori importanți și personalități, Ada Condescu, Marcelo Cobzariu sau Irina Margareta Nistor, vocea filmelor pe care o cunoaște toată lumea. Muzeul ciudățeniilor. Zilele de toamnă treceau greu, iar Emei era tot mai dor de vacanță. Inițiativa este lăudabilă. Lumea asta destul de zdruncinată și se întâmplă atâtea lucruri, e pentru că cineva se ocupă de povești pentru copii. Cei mari au filme, au teatre, cei mici au povești. Dar dacă ne uităm mai atent, poveștile astea nu sunt noi pentru cei mici, ci pentru cei mari. Și are foarte multe implicații, are foarte multe implicații sociale, nu e o poveste simplă. Te povești pentru copii și, deși dacă ne uităm bine în povești și în basme, acolo vom găsi înțelepciunea populară, că ar trebui să ne ghideze cam toată viața. Două săptămâni fără ecrane, de orice fel. Fără telefon, fără televizor, fără consolă. Cu asta s-a ales Silviu în urma unui prank amărât. De profesie scriitor, scenarist, producător și specialist în comunicare, Mihai Mănescu a debutat în volum în anul 2022 cu cartea Copacul Dorințelor, amintiri din copilărie, urmată un an mai târziu de o altă lucrare pentru copii, Povești despre speranță. Pe lângă poveștile care vor ajunge săptămânal pe paginile site-ului, vizitatorii lui vor putea descoperi și recenzii la cele mai noi volume pentru copii publicate în România, dar și un mini-blog cu diverse articole de storytelling, educație, literatură, spectacole sau filme pentru copii.
Povești de festival este mai mult decât o expoziție, este o incursiune în universul unuia dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din lume, Festivalul George Enescu. Vizitatorii vor avea ocazia să redescopere frumusețea și intensitatea momentelor muzicale, spațiile emblematice ale vieții muzicale bucureștene, interpretările excepționale și atmosfera inconfundabilă a festivalului. Fotografiile sunt semnate de Andrada Pavel, Andrei Gândac, Cristina Tănase, Cătălina Filip și Petrică Tănase. Vom afla mai multe despre acest eveniment de la organizatorul expoziției, domnul Petrică Tănase. Bună seara! Bună seara! Mulțumim că ați venit la jurnalul nostru. Să ne spuneți, cum a pornit acest proiect? Practic, ideea, proiectul a pornit atunci când s-a terminat Enescu. Enescu, din punct de vedere fotografic, este o experiență minunată. Sunt atât de multe descoperiri, sunt atât de mulți oameni acolo și atât de multe povești. Și, practic, în momentul în care s-a terminat Enescu, am zis, ok, și acum ce facem mai departe? Am gândit proiectul un pic mai mare, este un proiect în trei faze. Acum, practic, suntem în faza 1, în care expunem fotografiile în Ateneul Român și Muzeul Național de Artă, în foyerul auditoriu. Dar ne gândim la o expoziție itinerantă, să mergem mai departe cu Enescu în țară. Apoi, dacă reușim, dacă astele se aliniază, vrem să ieșim în afara țării cu această expoziție, să ducem momentele din festival și poveștile din festival către toți cei care iubesc frumosul, ca o invitație la festivalul Enescu. Ca o promovare a acestui festival, promovare, dacă mai era nevoie, pentru că el a ajuns foarte cunoscut peste tot în lume. Dar câte fotografii sunt în această primă expoziție? În momentul de față avem expuse 48 de imagini. Sunt 48 de fotografii care au fiecare povestea ei. Spun, vedem parte fiecare, dintre ele. Da, spun fiecare o poveste acolo. În același timp sunt 5 viziuni diferite, pentru că sunt 5 fotografi care expun, aduc 5 abordări diferite a ceea ce înseamnă Enescu, fiecare cu trăirea lui, fiecare cu descoperirile lui, în același timp evidențind oamenii din spatele festivalului, pentru că până la urmă, oamenii sunt cei care fac festivalul. Deci, descoperiți și cum este acest cadru, de exemplu, din culise, da, foarte mult. V-ați referit la oamenii din spatele festivalului și la organizatori sau numai la public? La cine vă referiți exact? Da, mulțumesc. Practic, ce încercăm să facem este să aducem în fața publicului, în fața celor care nu au accesul pe care îl are un fotograf de festival. Da, recunosc, noi ca fotograf la Enescu suntem privilegiați, avem acces... Cumva culisele festivalului. Culisele festivalului, da, și sunt foarte multe povești care se întâmplă acolo. Dar ceea ce vrem să evidențiem, ceea ce vrem să aducem în fața publicului, sunt aceste micropovești, sunt trăiri, sunt momente, sunt povești care se întâmplă în fracțiuni de secundă și la care publicul nu are acces. Sau poate n-ai fost atent sau foarte atent la un moment și povestea deja a trecut. Și deși festivalul are atât de multe ediții, de-abia anul trecut v-a venit această idee? Da, practic noi, eu și Cristina, pentru noi a fost prima ediție de festival anul trecut. Prima ediție la care ați participat. La care am participat ca fotograf, da. Pentru noi a fost o experiență extraordinară. Am găsit acolo nu doar oameni minunați, am găsit, în afară de muzică, am găsit foarte multe povești și o vibrație și o energie pe care nu am găsit-o în altă parte. Și practic, după această ediție, așa cum spuneam, în momentul în care s-a terminat, am zis, ok, și acum ce facem? Și ați găsit aceste spații în care sunt expuse fotografiile dumneavoastră. Să le recapitulăm, cele de la Ateneu. Ateneul Român. Care găzduiește de multe ori, da, festivalul George Enescu, adică multe dintre spectacolele festivalului. Da, practic în momentul în care am gândit proiectul, am gândit unde expunem și am zis, trebuie să mergem acolo unde magia festivalului este încă prezentă, în Ateneul Român și în foyerul sălii auditorium. Practic sunt două lucruri unde s-a întâmplat Enescu, unde poți, încă poți auzi festivalul. Îl poți simți acolo și așa am gândit lucrul ăsta. Am găsit o deschidere extraordinară din partea oamenilor de la Ateneu și de la MNA Record. Le mulțumim foarte mult pentru găzduire și practic acesta este Enescu în momentul de față.
Sunteți un iubitor de muzică clasică? Sunteți un iubitor de festival George Enescu? Sau ați devenit odată cu această activitate pe care ați avut-o anul trecut și anume aceea de fotograf și de a pătrunde în culisele festivalului? Sunt foarte curioasă să aflu. Sunt un iubitor de frumos. Am studiat când eram foarte, foarte mic. Apoi a urmat o pauză de 30 de ani în care nu am mai făcut muzică. Asta nu înseamnă că dragostea pentru muzică a plecat undeva, a rămas acolo. Și m-am reîntâlnit cu muzica 30 de ani mai târziu, atunci când m-am reapucat de pian. Și practic Enescu, pentru un om care iubește muzica, este o experiență absolut minunată. Au existat momente în care efectiv nu știe dacă se fotografiezi sau să te bucuri de muzică, pentru că deși este un maraton, sunt 30 de zile, din punct de vedere fotografic este un maraton în care încerci să acoperi absolut cât poți, sunt foarte multe momente în care muzica e cea care îți dă energia. Cred că v-ați dorit foarte mult să ajungeți la festival, da, și astrele, cum ați spus dumneavoastră, s-au aliniat și iată că ați ajuns la festival. Dar ce alte fotografii ați realizat până în acest moment, în cariera dumneavoastră? Ce fotografiați de obicei? Am lucrat aproape 16 ani ca fotoreporter sau fotojurnalist în presa românească, de la Guardianul, Ziarul Financiar, Mediafax, până la colaborările cu Esquire. Am trecut apoi ca freelancer în fotografia comercială, dar m-am întors întotdeauna la oameni, pentru că oamenii sunt cei care au cele mai multe povești și poți descoperi nu doar ceea ce se vede, ci ceea ce există în interior. Știți că ați spus de mai multe ori cuvântul povești. Da. Și eu, ca realizator de o emisiune destine ca în filme de povești, sunt captivată de acest lucru și atunci vă întreb, credeți că fotografia descoperă povestea, doar fotografia, sau ați avut prilejul să și cunoașteți mai bine aceste personaje pe care dumneavoastră le-ați fotografiat, eventual înainte sau după acțiunea în sine de fotografie? Este întotdeauna o descoperire, pentru că întotdeauna căutăm să înțelegem în primul rând ce facem acolo. Și ca să înțelegi, trebuie să-ți dai voie să descoperi ceea ce se întâmplă în fața ta. Nu fotografiezi, în fotografie nu e o simplă captare de imagine, practic este un mod în care aduci într-o poveste vizuală și experiențele tale personale, pentru că până la urmă este o abordare personală. Și în același timp este o căutare continuă de micropovești, aceste minunății care se întâmplă în fracțiuni de secundă și pe care le descoperi uneori fotografiind, uneori le descoperi căutând, uneori se întâmplă pur și simplu în fața ta și tot ce trebuie să faci este să fii atent și să le pui deoparte într-o capsulă a timpului. Acum cu toții asociem festivalul George Enescu cu această vibrație a muzicii clasice. Credeți că toate aceste fotografii pot surprinde această energie cu totul specială? Cu siguranță expoziția surprinde energia de la Enescu și această vibrație a festivalului. Pentru că asta v-ați dorit până la urmă. Pentru că asta ne-am dorit, pentru că de asta am fost acolo cu colegii, asta am încercat să punem deoparte, să nu magazinăm cumva energia festivalului și tot ceea ce se întâmplă acolo. Revin cu ideea microcapsulelor, da? Sunt povești care se întâmplă în festival și sunt povești care se întâmplă și cred că repede foarte multe ori povești, dar efectiv astea sunt de... Ca să poți să spui povestea unui moment, trebuie să fii în moment. Acum dumneavoastră sunteți în moment cu ușurință și datorită faptului că ne-ați spus, după 30 de ani, ați revenit la pian. Ceilalți fotografi, din ce domeniu fac parte? Eu practic am ajuns la festival invitat de colegii mei, de Andrei Gândac și de Cătălina Filip. Cu Cătălina avem o istorie de 20 de ani, am lucrat împreună la Mediafax prin 2004. Deci vine din, la fel dintr-un background de fotografie de presă, de fotojurnalism. Andrei vine dintr-o zonă culturală, el fotografiază foarte mult teatru și atunci practic este în locul lui de joacă
dacă aș putea să-i spun așa, da, este un loc în care se simte bine tot ce înseamnă fotografie culturală. Andrada ea este implicată în festival de, cred că sunt 8-9 ani deja, de când este acolo. A parcurs mai multe etape. În momentul de față este unul dintre fotografii echipei și Cristina la fel. Cristina vine din din partea de jurnalism. Da? Cu toții ne-am întâlnit aduși de ceea ce înseamnă muzică, de ceea și ce dragostea frumos. De festival. Și dragostea de festival. Mulțumim că ați venit. Din Mulțumesc. Păcate, timpul nostru a expirat, atât pentru astăzi. Să aveți o seară liniștită alături de programele TVR Cultural. Numai bine!